Administrația Comunei Răscăieți urmează să depună la Compania Națională de Investiții un proiect pentru modernizarea și dotarea școlii din localitate. Proiectul se află momentan pe lista de sinteză și anul acesta se va semna contractul de începere al lucrărilor. Școala este construită în jurul anilor 1965 și are nevoie de reparații la toate nivelele de structură, începând de la acoperiș și pereți până la consolidarea temeliei. Proiectul este în valoare de 7 milioane de lei, iar lucrările vor demara în această vară. Chiar săptămâna aceasta am fost la Compania Națională de Investiții, am vorbit cu domnul director, ne-a promis că deci proiectul se află pe lista sinteză și anul acesta va intra, vom semna contractul de finanțare și va intra la finanțare și vom începe, sperăm să începem această investiție, că un pic suntem cam în urmă cu acest proiect pentru că a fost depus pe program operațional regional, nu a întrunit punctajul și l-am depus pe Compania Națională de Investiții și sperăm să avem succes. Ce veți face acolo? Adică ce... Deci valoarea lucrării se ridică undeva la 7 milioane de lei, deci se va moderniza tot. Șarpantă, planșeul este din acela vechi, zeci de ani, că este o școală făcută prin anii 63-64, deci cu dotare, cu absolut tot, deci va fi ceva modern, o școală modernă. De curând s-au finalizat și lucrările la biserica din centrul localității. Aici s-a construit o capelă, s-a renovat partea de interior și exterior. Banii folosiți pentru acest obiectiv au fost din bugetul local.